tare, vezi, vezi, nu? Uite, uite cât sare am pus aici. Se vede? Stai, mai așteaptă un pic. Că nu ai niciun vizitator. Se vede? Stai, măi, nu se uite nimeni. Uitați, aici am pus sare. Și să vedeți acum ce. Bună, bună, vă iubește Viorel Vulpoiu. Vă arăt niște sare care se bea cu o băutură specială. Acum punem băutura, o țuică de banat, am pus jumătate de pahar. Și acum, dacă vreți să încercați și voi, puteți să încercați să beți. Să vedeți ce gust are. Hai, noroc! Oh, oh. Încercați să vedeți. E bun? Ați încercat? Hala! Uitați, paharul este gol, uite. De ce scoase oasele din farfurie? Hă? Ce ai mâncat? Ce ai pregătit? Eu ce am pregătit aici? Păi stai să mă uit, că nu mai văd. Hai să deschid ochii, că nu mai văd. Astea sunt niște oase de la pulpe, asta e pulpa inferioară și asta e exterioară. Asta e pulpa exterioară. Copănele, asta se cheamă copănică. Copănică exterioară și inferioară. Iar dacă vreți să vedeți cum arată o pulpă preparată de vulpoiul, vedeți aici. De aici până la mâna mea, atât inferioară și exterioară. Dacă vreți. Și luați și mâncați. Puteți să mâncați carne crudă, că e mai bună carnea crudă, că nu conține colesterol. Iar așa, dacă o prăjeți, conține colesterol. Și cea mai bun să mâncați crud. Că asta e carne crudă. Vă arăt și carne crudă, dacă vreți. Aici este, dacă vreți să serviți la o masă, la ceva, așa, aveți un piure și puneți jumate de cartofi, îi fierbiți și jumate îi lăsați circa cam 5 minute. Iar celălalt îi lăsați 25 de minute să fiarbă. Și după aia îi luați și îi dați pe îngrozătoare, pe ceva, pe ce vreți. Și îi amestecați pe toate. Și pe alea și pe celălalt. O doamnă zice să mergi acasă, că s-a plictisit de voi. Cum? Dar cum o cheamă? Doamna Nina. Și de unde e doamna Nina? Nu scrie. A, doamna Nina. Eu vă iubesc și lăsați alea, că eu nu m-am plictisit. Zice să mergeți la muncă, că sunteți tineri. Rușine să vă fie, doamna Elena. Doamna Elena, eu vă rog frumos. Acum nu se poate merge la muncă, că este coronavirus. Și nu mai jihniți persoanele care nu vă aparțin. Doamna Paula spune poftă bună, salutări din Valencia. Și eu vă urez poftă bună. Te întreabă la fetiță, te gândești când tu mănânci? Da. Unde este Veronica? Veronica este la baie. La baie, acolo, face baie, nu știu ce face. Spune că mai bine ai dona bani pentru spitale, că au nevoie.
de mâine. Am sunat și am donat. Am donat 3.000 de euro. Așa, auzi că știi să mănânci cu furculița, Viorel. Și cu piețișoarele, dacă vreți. Cineva zice, e cumva ăsta piureul de împăcare? A mai fost cineva la masă cu voi? Asta este secret, asta nu e piureul de împăcare. Uh-huh. Gabriela întreabă, câți bani vă dă acces direct? Aici niciunul. 0 lei. Ce pot să fac eu, că eu o să cântăresc, ce pot face eu? Când pe stradă, în cluburi. Valentina spune, dar Vulpița nu apare pe ecran, cheamă și pe ea. Nu pot să mă duc acum în baie. Vulpița! Nu vine, nu am ce-i faci. Bună seara, ce faceți? Vă pup din Mangalia. Sorin, și eu. Domnul Sorin. Și eu vă pup. Andreea zice că ai băut ceva, Viorele, ești cam vesel. Eu n-am băut nimic. Roxana zice să spunem că da, să sperăm că nu. De ce nu citesc comentariile, toate comentariile? Pentru că sunt într-un limbaj pe care nu pot să-l citesc. Mi-e rușine de cum scriu unii. Dacă se scrie decent, se citește. Unde este Veronica? Întreabă Luiza. Uitați ce scrie aici. Sperăm că da, spunem că nu. Nu mâncați mai cu poftă dacă erați și cu fetița? Nu vă doare sufletul că nu mâncați cu ea la masă? Păi da, dacă mă doare sufletul, azi mă duc cu avionul să o aduc. Uh-huh. Sofia spune, mergeți acasă și lăsați să ajute spitalul. Ce n-am înțeles ce? Mihaela spune, Viorel, ce meserie ai tu? Ce studii ai făcut? Cântă cu dracu. Eu? Uh-huh. Orice meserie. O, doamne, ce văd că te-ai schimbat la față. Ai luat virusul? Nu. Când vine dansatoarea la voi? Mâine. Uh-huh. Vezi că bine e la baie, dar cu cine se află în baie? Cam durează. Cu doi. Poftă bună, salutări din Tarragona. Da, și eu îți urez poftă bună. Duceți-vă acasă la copil dacă tot este virus. Da, și pe unde vrei să zbor? Pe apă, pe aer, pe unde vrei? Sofia, spune unde sunt copiii, mănâncă fără copil. Păi și de unde vrei să le iau? Vrea în live și Luiza. Oh, da, de-abia aștept. Sunați! Rușine să vă fie, mergeți acasă la copii. Rușine să fie ții. Vezi că cânti, nu știu ce cânti, nu mai mișto face, vai de capul lui, spune Delia. Da? Nu, că minți? Zice Adriana că te-ai șmecherit de când ești la capitală. Dar tu nu te-ai șmecherit? Rodica te pupă, Viorel din Anglia. Te pup, Viorel din Anglia. A, și eu te pup. Rodica zice asta. Nicolae spune ce nas ai curba la dreapta. Ce comentariu. Da, și care e problema lui? Sunteți praf. Dar tu ești mai praf ca mine. Elena zice, înainte să te pui la masă, te-ai întrebat dacă fata ta a mâncat o prăjitură azi. O mâncat 10. Doamna Roxana zice, vrea și ea o dedicație de la Viorel. A? Roxana. Pentru Roxana o dedicație. A, păi n-am făcut muzica azi. Ce urezi tu, Roxane? Multă sănătate și multe mone. Nu vă este greu fără fetița voastră? Ba da. O zic că cânti la flaut cu greutăți, mergi acasă la fetiță. Da, și tu nu cânti la flaut cu greutăți? Ce să te întreb câți ani aveai când te-ai născut. Dar tu știi câți ani aveai când te-ai născut, măi? Așa. Când încep munca, Viorel? Pe 39 aprilie. Sorin zice, ați înnebunit Constanța. Vă urmărim. Vă urmărim cântecul. A fost cu adevărat bilet cu biletul sau doar pentru rating? A fost cu adevărat? V-au mai urmărit cineva? Da. Elena zice, luați și fetița cu voi, e important. Da. Nu mai băgați lumea în seamă. Cheamă pe Vulpi să ne cânte. Păi și de unde să o iau? Să mă duc acum pistia, îmi pare mirușin. Veronica are Facebook. Nu. Florentina zice că sunteți doi virusanți. Și tu ești a treia virusantă. Elena zice că vreau să văd pe Vulpița. Pot? Dar pe mine nu vrei să mă vezi?
Salutări din Anglia. Și eu te salut. Viorel, lasă distracția și mergi la copil acasă. Mâine? Zice, din ce te întreții dacă voi nu aveți serviciu? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Nina zice, încercați să fiți vedete, dar nu reușiți. Căutați-vă de muncă. Da, dar tu muncești? Veronica zice că este lângă el, ce față de mincinos are. Da, și tu ești mai mincinos. Uite, așa să ne uităm că într-adevăr nu este lângă el. Într-adevăr, tu nu minți. Așa, mai departe. Să o filmați pe Veronica. Unde? Hai să o filmăm pe Veronica, hai să vedem ce face ea. Yeah. Veronica, ce faci? Dormi? Te simți rău? Mă simt foarte rău. Așa, ce faci tu? Bine. Așa, te întreabă, zice... Luisa te întreabă, iubiți pe dansatoare? Cum? Stai aici, Viorel. Hai la 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 la. Hai spune, o iubești pe dansatoare? Cum? O iubești pe dansatoare? Amândouă. Așa. Trei. Între trei nu te plouă. Hai la masă. Zice că... Eram la bani, eu... Zice, Viorel. Da, doamne.